Campionii de la canotaj au transformat ziua îndrăgostiților în ziua inspirației pentru copiii din mediile defavorizate. În frunte cu Simona Radiș, campionii de la canotaj au ajuns la asociația Ana și copiii și le-au făcut o bucurie celor mici. Ziua îndrăgostiților a fost transformată în ziua inspirației, iar copiii din mediile defavorizate au folosit aparatele la care se antrenează lotul de canotaj. Ce ți-a arătat mai devreme Simona pe telefon? Niște videoclipuri în care ne-a arătat pe când ia vâsle. Am întrebat o fetiță și chiar avea 13 ani și mă imagina pe mine cum eram la vârsta de 13 ani când am plecat de acasă. Favorite la aurul olimpic, Radiș și Bodnar vor să vină de la Paris cu medalia care conține și bucăți din turnul Eiffel. Delegația României, zic eu, că va aduce o mare parte din acest monument, nu doar o mică parte, așa că trebuie să ne țineți pumnii.